De luni va suna din nou clopoțelul doar pentru o parte dintre preșcolarii și școlarii din Olt și asta din cauza măsurilor de protecție împotriva coronavirusului impuse de guvern. Chiar și așa, pentru a se asigura că elevii vor avea tot necesarul de rechizite, părinții au plecat la cumpărături. Prețurile variază în funcție de calitate, de producător și de preferințe. Cele mai scumpe sunt ghiozdanele, care pot ajunge la câteva sute de lei. Ce aveți pe listă? Multe caiete, tip 1, vocabulare, creioane, stilouri, de toate. Cam cât v-ar duce la achiziționarea acestor produse? Cred că peste 1 milion. Cam așa. Cam așa. Mult puțin pentru bugetul dumneavoastră? Este potrivit. Anul an școlar vă pregătiți? Da, da. Ce ați venit să luați? De toate. Caiete de colorat, cărți de colorat, de povești. Pentru copil de clasa sau la grădiniță? La grădiniță. Pe această listă ce se află, dacă ne puteți spune? Ce trebuie la un copilaj de grădiniță, acuarele, culori, caietele speciale, tot ce trebuie. Plus de asta și îmbrăcăminte, papucei, sandăluțe, ghiozdănel, tot ce trebuie. Magazinele de specialitate și-au aprovizionat rafturile cu produse pentru toate buzunarele. Chiar dacă pandemia de coronavirus a afectat financiar multe activități, aici vânzările înregistrate sunt la fel ca și în ceilalți ani. Cel mai bine, ca în toți anii, și caiete, și penare, deci de la pixuri până la ghiozdan, ca să vă zic așa, deci de toate. În materie de ghiozdane, spuneți-mi, băieței, fetițele preferă anumite personaje, ce se poartă anul acesta? Fetițele sunt mai mult cu fluturași, cu prințese, cu băieței, cu fotbal. În comparație cu anul trecut, cum a fost vânzarea? Nu mi s-a părut nicio diferență, deci cam la fel. La Slatina, părinții elevilor de clasă pregătitoare sunt scutiți de aceste cheltuieli. Micuții vor primi din partea municipalității un ghiozdan complet echipat cu un set de rechizite.